Adunările lui Dumnezeu din România au devenit cult din luna iulie 2024, statutul de organizare și funcționare fiind recunoscut prin lege de către Guvernul României. Este cel de-al 19-lea cult creștin din țara noastră și primul care a fost aprobat după 1990. La sfârșitul lunii iunie, în București, a avut loc Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu din România, ocazie cu care a fost celebrată transformarea asociației religioase în cult. Între participanții la eveniment s-au aflat și pastorii Ioan Bochian și Otniel Bunaciu, care au arătat faptul că și acest demers reflectă libertatea religioasă de care se bucură românii. Mă aflu aici împreună cu toți participanții la, aș putea spune, congresul inaugural a ceea ce înseamnă un nou cult, o nouă denominație creștină, evanghelică în România, și anume Adunările lui Dumnezeu. Cred că lucrul acesta trebuie să fie o bucurie pentru toți românii, pentru că pe de o parte este reflectată libertatea religioasă și modul în care guvernanții înțeleg să trateze mișcările creștine, de ce nu, care sunt tot mai oprimate în multe țări, chiar în Europa, pe de o parte, iar pe de altă parte se creează un spațiu spiritual de creștere în România. Așa că, da, eu mă bucur și îndemn și pe alții, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Este un moment foarte important și pentru Adunarea lui Dumnezeu, dar și pentru peisajul religios din România, deoarece acum o zi a fost aprobată solicitarea lor de a deveni un cult recunoscut de lege. Și astfel în România mai apare un cult recunoscut creștin, primul cult creștin recunoscut după 1990, pe lângă celelalte care existau. De ce este important acest lucru? Este important pentru că reflectă mai bine diversitatea pozițiilor creștine și, deși eu ca baptist cred în separarea bisericii de stat și în mod ideal statul nu ar trebui să fie preocupat să reglementeze viața religioasă, trăim totuși într-un stat reglementat prin lege și din moment ce aceasta este reglementată, opțiunea mea este să fie cât mai multe libertăți. Noi credem într-o biserică liberă, într-un stat liber. Și de aceea, cu această ocazie, urez fraților și surorilor din Adunarea lui Dumnezeu binecuvântarea lui Dumnezeu pe calea care o încep în acest nou statut.